Votează Klaus Iohannis. Votează România lucrului bine făcut. Peste 25.000 de moldoveni au participat la Iași la mitingul de lansare a candidatului ACL la președinția României, Klaus Iohannis. Piața Palatului Culturii din capitala Moldovei a fost neîncăpătoare pentru miile de susținători veniți din Botoșani, Suceava, Vaslui, Bacău, Neamț, Iași. Cu toții s-au înghesuit să dea mâna și să-l salute pe Klaus Iohannis. Mulțimii de oameni, Klaus Iohannis le-a vorbit despre ceea ce le garantează ca președinte al României, cu atât mai mult cu cât în ultimele luni s-a întâlnit cu mii de oameni din toate zonele țării și le-a aflat în mod direct problemele. Mă întristează când întâlnesc oameni care îmi spun că nu-și găsesc un loc de muncă, când întâlnesc oameni care îmi spun că pensia nu le ajunge de pe o lună pe alta, că abia așteaptă să se întoarcă copiii din străinătate. Și toate acestea în timp ce ei se îmbogățesc. Dar noi împreună, noi avem soluția. Este vremea României lucrului bine făcut, este vremea României normale. Votează Klaus Iohannis. Votează România lucrului bine făcut.